Deci anul dumneavoastră semnalați, citez, o diversiune care văd că nu se sesizează și spuneți, citez din nou, vor să-l ancheteze pe Tăriceanu. De ce credeți că sunteți o țintă? N-aș face eu considerațiile acestea, am să las analiștii să le facă, însă ceea ce regret este că după 10 ani de regim Băsescu, care a fost caracterizat permanent în conflicte ample, costisitoare, dăunătoare și consumatoare de energii, această practică a lui Băsescu o văd astăzi perpetuată de o serie de băsești mai mici. Și din Cine sunt acești păcate, băsiști mai acești mici? băsiști sau băsești, nu știu cum să le spun, îi vedem la Partidul Mișcarea Populară, acest domn Tomac care a preluat această idee lansată de Băsescu. O văd, din păcate, prezentă această atitudine, acest stil de a face politică, inclusiv limbajul. Regret să o spun, la oameni tineri, precum Alina Gorghiu sau Predoiu, Alina dar Gorghiu e o probabil băsistă mai mică? este o băsistă mai mică prin modul de manifestare, modul de acțiune politică și de limbaj. Fiți atenți puțin la limbajul pe care îl utilizează. Este același limbaj pe care l-am găsit la Băsescu timp de 10 ani. O să ne mirăm, poate nu o să ne mirăm. Există o explicație. Sunt oameni care au crescut, sunt foarte tineri și au crescut în această atmosferă poluată de Băsescu. Ăsta a fost probabil modelul la care s-au raportat. Nu știu modelul dacă l-au admirat neapărat, dar l-au preluat inconștient și îl Alina perpetuează Gorghiu și l-a acesta criticat este. pe Traian Băsescu în N-are discuțiile importanță sale. că l-a criticat, dar ca manieră de a face politică nu văd nicio diferență. E același stil. Invective, jigniri, epitete. Uitați-vă puțin la discursul acesta al oamenilor politici tineri. Nu vreau să facem o discuție referitoare numai la o persoană. Ea nu este singură. Din păcate, v-am spus, sunt mulți alții la PNL care, fie influențați de alăturarea cu vechiul PDL, transformat în nou PNL, fie pentru că s-au uitat foarte mult la Băsescu, au preluat acest stil care mie mi se pare că este cea mai proastă modalitate de a face politica. Pentru că oamenii, cred că s-au săturat și au și arătat prin votul lor, începând din 2012, că resping acest model de politician care este Băsescu. E păcat că ei nu înțeleg. Și acest lucru se vede foarte clar dacă o să vă uitați la sondajele de opinie. Ce discrepanță uriașă este între cota Partidului Național Liberal și cota liderilor. Niciunul din liderii Partidului Național Liberal nu atinge nici măcar jumate din cota de popularitate a partidului. Probabil că această manieră de manifestare publică nu trece neobservată de cetățeni și iată rezultatul.